Bine, hai să vedem asta la podcast la Micuțu și mă o luăm de acolo. Nu știu, e un podcast de-al Micuțu, invitați sunt Carol Ionescu și Anca Munteanu pe care eu nu... Adică nu îi știu pe amândoi, nu-i cunosc neapărat, dar sunt niște oameni care au făcut facultate de actorie. A făcut ceva viu asta? Bă, așa și așa, așa. Hai să vedem. A făcut ceva. Pentru ceva a, a făcut public Am alți. super criticat. Asta, a, după aia... Exact, și iată-mă și pe mine, la 27 de ani, cu un urma ta. Cei ce exact. vin din urmă. Exact. pentru că... Salutare cu respect, eu cu prietenul meu o sugeam, ne uităm la dra, așa, ok, aha, uh -huh. tare, șmecher, bravo. Foarte tare, foarte tare, mersi mult, mersi mult pentru <laughs> tu <te ingur. laughs> Ok, bine, hai că ți-am dat ambea. <laughs> te unghi, mulțumesc frumos. <laughs> Așa mă bucur când văd first time chatter. oh, crește Twitch-ul și aia azi vedem ce zice această persoană care e pentru prima dată aici. Și după aia, că mi-a mi, mi zis-o, da, mi-a cam zis-o. Uite și faza asta cu concurența, it might have a reasoning behind it, dar e aplicată prost, la modul că dacă apare o generație de oameni care se complac la nivelul la care sunt și nu au un incentive pentru care se dezvolt, pentru care să se dezvolte, bați schema asta ca să-i faci să -i far se dezvolte, it's toxic, they could do better to motivate students. A e stupid, men, toată lumea vrea să-i fie bine, de ce dracu trebuie să... Da, nu, 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 Zephyr Angel, nu, nu, nu. Hai să mai vedem. Cei ce vin din nou? Da. Uh, ce va... Ce va prit în existența voastră la un ATC și ce va lipsit în existența voastră la un ATC. Oh. Uh, Uite, direct în subiect, ce bine am pus asta frate, sunt doamne, mă iubesc. Uh. Subiect fierbinte acum, care peste tot pe social media. Pentru mine, uh, cei trei ani de licență au fost uh, îngrozitori din foarte multe puncte. Băi, de ce toată lumea zice asta, frate? Nu este un semnal în sine? Nu este asta în, în sine un semnal faptul că oricine zice că primii trei ani de licență au fost un fucking calvar? Probabil e același procent de conservatori și în generația noastră cu baby boomers, dar și generația noastră e mult mai periculoasă față de ăștia pentru că algoritmul unui copil crescut cu valori conservatoare, fără să știe combinat cu algoritmul internetului care te izolează într-o bulă, face conservatorii Gen Z mult mai hateful și mai periculoși. Understandable. Nu știu, eu nu prea, oh, well, eu nu prea am studiat așa de mult, n-am stemint. dar e interesant de. Eu ca orice prost, eu ne-am Gen z oh, pui. Ăștia-s woke. <laughs> A, păi ăștia woke. Ce, cum? Nici nu încape discuție. <laughs> Dar, da, înțeleg că nu e chiar așa. Micuța am auzit prima dată din filmul acela în care încerca să vândă ceasul. Nu știu ce rog, aia. Um, și mi se pare că am primit uh, un tratament uh, all-inclusiv. Uh, de ce, așa cum e el criticat social media astăzi. Adică... Uh -huh. um, adică părțire, spune, spune, spune. bullying, uh, uh, felul în care se vorbea despre corpurile noastre era extrem de toxic și... Uh, mai ales la fete. Mai ales la fete și uh, am avut tulburări alimentare în cei trei ani uh, din cauza mediului în care am ajuns. Uh, mm. Se cultiva o competitivitate foarte mare și foarte ciudată pentru că noi, noi eram la facultate, nu știu în ce fel ne ajuta să fim în competiție unii cu alții, dar cei drept. Bă, ok, eu pot să înțeleg. Nu vreau să bă, bă, subminez cumple, complet valoarea competiției, dar cred că. E, e... Cum să zic, în momentul în care uh, competiția ar trebui să servească, nu? Ca oamenii să fie mai buni, să aibă un motiv să fie mai bun, plus că, într-un fel, e și uman așa, știi? Adică e, e exciting. E exciting, e o joacă frumoasă, dar ar trebui să fie o joacă, n-ar trebui să fie o chestie pe care, gen, să băți bazezi toată viața, toată existența, toată cariera, toată, tot livelihood-ul tău. Toată capacitatea ta de a-ți băga o chiflă în propriul stomac n-ar trebui să depindă de această competiție. Abolish conceptul de competiție? I mean, nu prea ai cum să abolish it uh, completely. Pentru că la urma urmei și unii oameni, poate vor, eu mai am chestia asta, mai, am, mai intru în competiții de astea, idiote, cu alți oameni. Adică e fun, it's exciting, I get it. Dar n-ar trebui să fie mijlocul prin care ți asiguri existența pe acest pământ, sau prin care, știi, adică uh, n-ar trebui să fie ceva gen care să-ți toată viața dacă nu uh, uh, calci pe cadavre, gen, știi? Uh, competiția ar trebui indusă natural, bă, nu știu dacă există neapărat ideea asta de a induce natural... Nu știu ce înseamnă asta. Că ea se naște natural. Nu cred că poți să o induci. Cred că pur și simplu se întâmplă. Unii oameni o să vrea întotdeauna să... Da, asta zic, știi, cred că competiția ar trebui să fie consensuală, gen. Ar trebui să fie consensuală și ar trebui să fie o chestie în care, gen, bă, să nu existe căcatul ăsta, știi? A, nu intri în competiție, ești un ratat. Să intri în competiție cine vrea să intre în competiție, cine nu vrea să nu intre și să fie ok. Asta e tot ce zic. Eu cred că e foarte realizabil, nu sună deloc utopic. Adică nu e mare căcat gen, știi? Așa mi se pare. Mai ales la actorie, că despre asta e vorba, știi? Adică am mai zis și săptămâna trecută și mai zic o dată mi se pare foarte important, dintre toate facultățile de lume, facultatea de actorie ar trebui să fie măcar facultatea de actorie în, în lumea asta. Ar trebui să fie like un safe space, ar trebui să fie un loc în care oamenii între ei să-și exploreze interioritatea pentru că cât mai tare să explorezi propria interioritate, cu atât mai multe chestii, cu atât mai tare îți dezvolți empatia și cu atât mai ușor o să-ți fie să te gândești la interioritatea altor oameni, ca să poți să interpretezi după aia alte personaje, știi? Adică fix asta ar trebui să fie și totul ar trebui să fie valid într-o facultate de actorie, știi ce zic? Eu cred că mulți genzii sunt conservatori fiindcă oamenii în poziție de putere sunt conservatori și simt că au nevoie să adere la aceleași valori ca ei pentru a reuși. Mai sunt, mai ce nu înțelegeți? Sunt conservatori că vai morților. Adică nu că vai morților ca oameni, vai morților ca că, că, zi, prospect de viitor ca bă, bă, orizonturi, vine încălzirea globală, dacă vrei să bă, zi. E, pe, e, e o perioadă în toată istoria când chiriile sunt like at an all time high, salariile sunt like at an all time low, uh, ajustat la whatever, piață, la inflație și toate cele. Adică uh, bă, a început cu milenialii, dar noi milenialii că de cât am crescut în, uh, cum zice, în prosperitate, so to speak și n-a fost niciodată vorba de așa ceva. Dar la Gen Z mi se pare că din totdeauna, de când sunt mici, li s-a zis, bă, grijă mare că s-ar putea să fie nașpa. Și de acolo, Gen. Frate, nu mai închiriați, cumpărați case? da, nu știu, nu-mi dau seama. Că pe de altă parte poți să faci un credit ca să cumperi o casă. Cum dracu cumperi o casă? Cum, cine de, e așa de wow, ce concept. Să cumpăr o casă, that's insane. Mă simțeam în competiție și fără să se împingă profi în această competiție stupidă. Eram în competiție pentru burse, pentru medii bune, să primim cămin. Chiar nu aveam nevoie și de profi. Să se bage, să bagi răcă între noi, da, literalmente. Straight the fuck up, dude. Straight the fuck up. Hai bine. vedem. Am ajuns să ne purtăm foarte urât unii cu alții și cred că i-a pe alții să se poartă foarte urât cu Doamne, ce mă bucur că zici asta! Da, să fim în competiție unii cu alții, uh -huh. dar cei drept, am ajuns să ne purtăm foarte urât unii cu alții și cred că i-a pe alții să se poartă foarte urât cu mine. Uh -huh. um... Și nu simt că am învățat neapărat uh, <laughs> Actorie în aia. trei ani Doar am fost traumatizate Din mai multe părți Dar pe de altă parte am cunoscut Am avut niște proiecte la regie Care au fost foarte um, Frumoase și uh, plăcute Pentru că aveam libertatea asta De a lucra împreună cu colegi Și preț de câteva examene mm, Nu mai existau niște profesori Care să ne impună niște standarde Complet da, într-adevăr, asta e frumos Deși este O căutare în întuneric, așa Lucru cu studenții la regie mm -hmm. Pentru că nici unii nu sunt experimentați E ceva frumos uh, Ok, deci, în facultatea aia În universitatea aia sunt mai multe secții Ok, deci e actorie E regie, e scenografie E, nu știu, sunt toate astea Whatever Cumva, toată lumea trebuie să-și dea examenul, ca să zic așa, și atunci, de exemplu, pentru ea de la regie, ei își dau examenul uh, distribuind colegi de la actorie, da? În uh, bă, bă, exercițiile lor de regie și cumva devine așa, acest mini-spectacol în care participă toată... Bă, ce frumos, nu? Totuși. Ce frumos așa ca idee. Studenții de la aia cu studenții de la aia, tot, 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 toată lumea e student și ne strângem și facem un spectacol. Ce, bă, ce frumos! Ce poate fi cu aia e mai frumos? Cum să te urăști cu aia în facultatea asta? Mi se pare fantastic. Cum poți să strici ceva așa de frumos? Cu fucking just... Cum îi zice? Bă, 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 hărțuiri și alte căcaturi. zici lui că ce grasă și ce urât ești. cu du-te, eu vreau să văd aici... Când vin aici, eu vreau să văd bunăciuni. Nu vreau să văd... Ce pura, what Mă, ar putea fi așa de frumos. Sincer, cel mai bun experiență le-am avut lucrând pe proiecte făcute în afara cursurilor, făcute de capul nostru și cu sexe de actorie. Acolo am învățat și cel mai mult despre producție în staff. Mă bucur. Păi asta zic, că ai părțile astea în care sunt doar bă, copiii între ei, studenții între ei. Dar nu știu, Muna, tu ce ai făcut? Că nu știu. Uh, uh, ce facultate? Zici și -mi mie, că nu știu. Nu știe moș. Nu vreau să mă fac de râs, dar chiar nu știu. Dar gen asta, știi? Adică momentele alea când sunt copiii între ei, atunci e cel mai frumos. A, ah, montaj. Ok, gaci, gaci. M-am făcut de răs iar. Iartă, mă muna. Frumos că se întâmplă împreună, și descoperi cumva lovindu-te cu capul de alea de lucruri și nu mai ești îngrădit de niște Da, ca, uh, da, așa era și pe vremea. mea. Uh, ca o, iar ca o mică paranteză, și de asta v-am chemat uh, pe amândoi, pentru că știu poziția fiecăruia uh, vis vis-a-vis de lucrurile pe care le-ai zis mai devreme. Și uh, știu de exemplu că uh, adică eram curios, nu că știu, știu poziția ta, nu știu e. poziția lui Carol, știi? Uh, și intuiesc așa cam care poziția lui, dar și voiam să o aflu. Deci uh, uh, eu, automat, eu am pus o întrebare uh, din două părți. Prima parte a fost cu, cu ceva ajutat, a doua e ceva lipsit. A început cu lucrurile rele din start, da. ceea ce presupune că lucrurile pozitive nu au fost foarte multe. Nu, adică felul în care percep ac acum toată experiența aia, uh, nu, a, a fost traumatizant din foarte multe puncte de vedere. Și uh, ce m-a ajutat? Cu ce, cu ce te ajută o experiență? Mă cunosc cu tipul care l-a pregătit pe micuțul pentru admitere. A, e... Bă, bă, da, știu. Cred că știu. Un focșan, nu ceva. Traumatică. Da, știu. Cu faptul că bă, iată mă astăzi aici și o că, depășești. am învățat să o depășesc și că... Te-a făcut mai puternic. Da. da. Și am tărit șoriciul. Da, asta da. este... Aș prefera să nu fie nevoie, dar... Știu ce zici. Și omaceși. Multe erau nenecesare. Da. Adică... Dar n-ai senzația că această competiție și uh, competitivitate uh, intervine și natural, adică nu trebuie neapărat cultivată? Eu cred că vine natural din... Nu, adică nu se întâmplă la un ATC astea, din societatea noastră, de la liceu încă. It's De deci ce da. a luat Dorel 10 și tu 7, din Carol? școala generală. Da, bineînțeles. Dar nu, asta zic, că discuția asta da. de, de competiție mi se pare irelevantă. Că, zic că de, problema nu e să like, nu mai fie competiție, că n ai cum să faci chestia asta. Ideea e să conduci competiția asta într-un fel cât de cât healthy, dracu. De fapt, de când desenul tău e mai bun decât desenul altul. Da. Sau invers. Da, dar... Dar într-adevăr, cred că sunt niște valențe pe care le capătă această competitivitate, adică competitivitate. Adică poate să te ajute să te împingă sau poate să-ți... Sau poate să încurajeze bullying. La noi în an era... Da. Adică a fost foarte mult bullying. Ce înseamnă bullying? Asta eu sunt foarte bullying. bullying. Uh, foarte des și... Grădinița <laughs> ne transformă în animale. <laughs> uh la grădiniță. La ce ne uităm la podcast cu doi studenți de la UNATC, doi for studenți de la UNATC, vorbind despre cum e în UNATC și abuzurile din UNATC. UNATC este Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale București, Facultatea de Teatru și Film, practic. Încerc să, uh, să traduc uh, bullying. Mm. Uh, nu, ce înseamnă în situația real. ta? Că, uh, în principiu, cam toată lumea are o definiție a termenului. Înseamnă uh, glume, glume nepotrivite, glume care, care trezesc teamă, înseamnă amenințări, Da, am uh, din mișto. partea colegilor vorbe. Competiția e destul de bună, zice cineva în chat. Eu, de exemplu, am intrat anul acesta la facultate și sunt hype să învăț pentru bursă, of, scumpu. Oh, my sweet summer child. Of, doamne, ce frumos, atât de frumos, îmi pare rău omule, sper că... sper că o să fie frumos pentru tine și sper că o să ai o experiență frumoasă, dar just know că people have like, da, prepare, uh, adică nu vrem să-ți uh, inducem uh, anxietate or anything, dar nu e, adică ești hyped, asta e foarte bine, dar <laughs> it's a really terrible world out there. Uh, sunt hype să învăț pentru 250 de lei pe lună Păi nu că acum e mai mult, men Nu e, nu e Acum bursă e și vreo 1000 de lei Nu? Sau ceva genul ăsta Sau 800 de lei, da Foarte bine, dacă omul e bă, Se simte motivat și așa Ok, sure, foarte frumos 600, cred că depinde de facultate Cred că nu toate bursele, bursele, sunt create egale Ca să zic așa I will see, you will see Eu sper în tot sufletul să fie bine Doar că nu, e, e, e... Foarte rar auzi, hei, sunt așa de hyped să merg la facultate. Adică frumos, e perfect. E, așa ar trebui să fie. Sper doar să ai o experiență frumoasă, nu una, nu una urâtă. E amuzant, eu aveam bursă la facultate privată, bursa însemnând că nu trebuie să plătesc taxă, da, păi da. Competiția cred că e bună atât timp cât înveți ceva din toată experiența. Another une ATC Insight, am dat admiterea anul trecut la sunet montaj și am avut o probă în care practic a trebuit să fac un scenariu pentru un film. Stai că nu mă vedeți fața. Mi s-a părut absolut irelevant pentru profil, având în vedere că urmați devine editor, nu scenarist sau regizor. Nu cred că e așa de... ok, bine, aici e ai altceva. Am luat cea mai mică notă și am uh, picat, nici până azi nu știu cu exactitate la ce am luat nota pe care am luat-o. Da, aici ce e problematică, gen problematic, e foarte greu să stabilești un sistem obiectiv de punctaj, știi? Adică e foarte complicat să faci chestia asta, pentru că, la urma urmei, it's, it's like, it's art, right? Cum poți să... Că dacă, dacă pui arta așa în sertărașe și încerci să o organizezi și nu știu ce, e un căcat, adică it sucks. So, yeah. Un fact, Carol este fiul lui Magda Catone, da. I just dropped this here, poate de asta experiența lui în facultate este puțin diferită. Bă, nu știu, hai că vedem împreună acum. Uh, mă uitam chiar zilele astea, apropo de ce ziceți voi cu uh, burse și alte Mă uitam chiar azi... Stai în familia, mă, -i normal, așa. Mă uitam chiar azi la... Că eu mă uit la știrile Pro TV. Nu știu dacă știți ce o să faci cu asta. Mă uit la știri, mă rog. Mă uit și la știri, să mă simt și eu conectat cu lumea asta, deși nu cred că știrile pro-TV sunt cel mai bun mod de a face asta. Da, mă uitam. Dar mă uitam azi. Esca the goat, da, neironic. Da, mă uitam azi și ziceau. Păi, că. începe școala. Și copiii caută să se angajeze. Măi, dar o ziceau pe un ton ca și când e foarte bine. Au, au bă, bă, poveștile astea recurente, știi? Uh, știi că statisticile alea, că gen tinere din ziua de azi uh, nu prea muncesc. Și de obicei se leagă de chestia asta că, a, uh, dintre toți studenții, așa, uh, numai nu știu câți uh, și-au luat joburi. Și mi se pare fantastic speech-ul ăsta. Cum coaie să bați obrazul la niște copii că nu muncesc în condițiile în care fac facultatea, nene? Bă, da, mi se pare incredibil cu aia nivelul de nesimțire. Asta e că nu zice foarte pe față. Nu zice foarte pe față. Dar dacă, dacă asculti reportajul, cumva asta e, știi? La ce puțin la asta de azi, care, de fapt, a fost la de ieri, sau, mă rog, zilele astea, în fine, era chestia asta. O, oh, ce bine! Ia uitați, copilași, că vă puteți angaja. Măi, și după aia am început să arate tot felul de testimoniale de la niște copii care zic, da, păi... Mă duc și eu la call center și stau un în... că la școală cât stai? Stai niște ore la școală. După aia, tu, noaptea până la două dimineața, tu stai la call center. Stai la call center să-ți iei o mie de lei pe la negru. Incredibil bă, coaie. Incredibil în. neoliberalismul ăsta, că cam aș pe el. Că e cel mai aparent el la știrile pro TV. Când bă, 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 e Andreea ies ca îmbrăcat în doliu ca să ne zică că a murit Regina. Când zic copiilor care fac în facultatea după ce că n ei nici n-au resursele necesare, să poată să mai stea un an, să-și ia un sabatic, să știi și ce vor să facă cu viețile lor. Nu, ei intră direct în facultate și, în loc să stea să-și o facă ca lumea, care este. Deci, facultatea e o experiență traumatică pentru absolut oricine și este învățat uh, uh, foarte, foarte mult. Nimeni nu te obișnuiește cu cât de mult trebuie să înveți în facultate. Bineînțeles, că de depinde și de facultate, depinde și de facultate. Dar este, de cele mai multe ori, nerezonabil să vină un profesor să zică, hei, până săptămâna viitoare trebuie să citești trei cărți. Zic Zi să mor tu că tu citești trei cărți într-o săptămână, f că cam așa de viață. Citește trei cărți și după aia îți dau test din ele, că asta e normal, e perfect normal. Și la oamenilor înăsurat, tu le zici, du-te cu aia și uh, angajează-te la call center, că mai ai nu știu câte ore până noaptea. Hai că ești tânăr, că poți să dormi numai patru ore. Adică ce mesaj transmiți tu către un copil? Asta e, aici vreau eu să ajung. Ce mesaj îi trans transmiți tu unui om? E fix asta. Taci te din gură, muncește cât mai mult, fă util și speră că făcându-te util și muncind cât mai mult, o să iei și tu cât de cât acolo, o, o, o să ai și tu o chiflă în stomac. Cel mai mizerabil la proie discursul constant de asistații social trag România în jos și da, mă rog, alea da, da, astea sunt clasice și nu vor români să se angajeze, de a i dracu. Da. Păi nu, astea da, sunt clasicele. Eu ziceam că gen am observat, știi, chestia asta, că mai au și problema asta cu tinerii, for some reason. Ce, ce e asta, măi, domnul Vlad? Ce ai pățit? Ești ok? Bă, Vlad, <gătă -s> ce pula, ce fost M-am speriat, am crezut că -mi... am o problemă. Și apoi angajatorul zice, păi nu trebuia să faci bani mulți, stai cu părinții, acum experiență trebuie. Da, bă, asta e altă chestie, coaie. Asta e altă chestie. M-am speriat, am crezut că am primit... Bă, n-aveți ban, n-aveți ban, n-aveți ban. Am fost trolat, este? Bine, mulțumim, domnul Vlad, pentru această traumă. În chatul de Twitch apare ca și cum ai primit bani. Ia, stai să deschid un... Mă rog, de acum, de fapt, nu mai încarcă. Uh, domnul Vlad, îți dau ție bani să-mi bap... Scuze, pup, tare. Scu e, dacă ai zis scuze, atunci e ok. Incredibil cu Mă rog, nu mai știu ce ziceam. A, ah, da, ziceam de toate chestiile astea. Ca să nu mai zic, eu mai am o problemă. Mai am o problemă. Bă, cu vi se pare normal să trăim în, 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 într-un întreg sistem? Deci și la stat, și la privat. Cumva, toată lumea își dorește ca tu să faci o facultate, da? Și să devii un membru util al societății. Dar în același timp, ei se așteaptă ca tu la 18 ani să te muți din sânul familiei din provincie, cum ar veni, da? Și să vii la facultate cu, pe banii părinților. Că doar n-ai cum, adică... Nu se poate, mai nene, niște oameni adulți, da? niște oameni în deplinătatea facultăților mentale. Nu se poate să nu realizezi în momentul în care creezi sistemul ăsta sau îl lași să existe așa, să se dezvolte așa organic. Nu se poate să nu te gândești, bă, nene, dar copilul ăla care vine vrea să facă inginerie. De unde, o nene, să stea patru ani în facultatea asta? Să și mănânce, să și plătească o chirie, să și ia, să și ia. Cumva toată lumea se bazează, practic, asta e, nu știu dacă este uh, gândul în capul acestor oameni, da? Dar, uh, uh, ce se comunică e că tot sistemul se bazează pe faptul că poate ești tu niște părinți. Și ce nimeni nu... Adică, that's fine. That's fine. That's fine. Și e gen spălarea aia de creier, e efectiv spălarea de creier pe care ți-o induce ProTV-ul zicând că bă, studenților ar trebui să vă luați un job. Aia te face să accepti căcatul ăsta și să zici da, da, ar trebui să primești bani de la părinții mei, dar nu prea mult, pentru că dacă primești prea mult timp bani de la părinții mei, eu sunt un om de nimic. Știi? Adică te pune direct, ai terminat facultatea, ești direct în anxietate constantă, că gen primești bani, dar n-ar trebui, dar stai să aia, să aia, să aia. Man, nu e normal cu aia, nu se poate trăi așa, nu vă supărați, adică asta nu e viață. Nu e viață și nu e nu e uman să treci prin niște oameni prin chestia asta. Și revenind la unea ATC, gândiți-vă la toate astea, gen, adică tu vrei să-ți faci un rost în viață devenind actor. <cute> Știi? <gute> și gen, stau oamenii ăștia <sind> Își bat pe tine niște oameni de 45 de ani Le Literalmente își bat pe tine niște oameni de 45 de ani Literalmente Despre asta e vorba și de-aia sare lumea de cur în sus Mie la master mi s-a spus că de ce nu-mi dau demisia și să mă mai țină părinții câțiva ani pe banii lor. Cine ți-a zis la master? Cine ți-a zis așa ceva? Pus, bă, da, un pic de rușine în mea și că trebuie să aleg dintre cariera mea universitară și job. Te mai țin părinții. Te mai țin părinții. Doamne, iartă-mă, coaie. Coordonator de master, șmecher. Foarte șmecher, frate. Ce idee bună să-mi Bă, dar cât de nerușinat să fii coaie. Cât de nesimțit în să fii. Om adult, vorba aia. Adult, adică nu că e vreunul... Un copil de clasa șaptea care gen a descoperit acum... A... Doamne ce m-am Am terminat anul ăsta facultatea, nu știu nici în timpul ei, nici după ce o termin, ce ar trebui să fac cu viața mea, iar acum aparent am găsit un loc oarecum în domeniu și mă simt ca ultimul om. Da, clasic. Ce poți face? Problema e... Mea, acum e că noi ăștia tineri tot ne plângem, intrăm în depresie, că efectiv nu știm dacă prinde bătrânețea, că o să distrugă ăștia planeta, lucrăm să trăim paycheck to paycheck, dar tot ce facem e să ne plângem online, când Dracul lăuăm furcile și începe să facem ceva, uh, când o să ajungă cuțitul la os, basically. Uh, eu mi-am luat restanță că m-am dus la job, în loc să am toate prezențele la seminar, profesorul în care te las. Ce? Mi-am luat restanța că m-am dus la job, a, ah, mi-am uh, lăsat. Că am dus la job în loc să am toate prezențele la seminar. Profesor care nu te lasă să ai mai mult de o absență un semestru întreg. Șmecher cu aia. Foarte șmecher. Absolut șmecher. Absolut șmecher. Bine, hai să mai vedem podcastul ăsta. Ce mai zic acești oameni? Deci, da, da, deci ne referim doar la colegi în momentul ăsta. Uh -huh. Ok. Deci miștouri uh -huh. care uh -huh. ți răni Excludere sentiment? socială, glume foarte urâte, care sunt... Sunt doar niște glume, nu sunt doar niște glume, adică dacă exact. cineva plânge și nu râde, nu e o glumă. Nu e amuzant să îi testezi limitele unei persoane doar pentru că se află acolo, doar pentru că ți se pare ție amuzant. Și eu am folosit de multe ori scuza asta. Ce frate, e doar o glumă, dar în retrospectiv îmi dau seama că am... Eu mi-am amintit acum tot cu puiul ăsta. Aveam... <laughs> da, mă rog, asta poate e funny. <laughs> Deși eu iarăși mecanism de apărare că râd. Tot mecanism de apărare și e că, și faptul că râd. Eu am titer, lucram la nu știu ce scenă, gen, știi? Și e, voia, avea chestia asta că gen, vrei să o f*** -o asta? Vrei gândește că vrei să o cu asta? Cumva asta era toată bă, arta asta actorului, trebuie să te gândești că vrei să o, f o pe persoana cu care vorbești. E, personajul, da? Cum mai veni. Și era, nu mai știu ce p era, în unchiul Vanea, eram eu Astrov, ceva gen ăsta. Și, gen, uh, îmi zicea el acolo o situație, știi, că eu nu înțelegez în situația foarte bine. Mă rog, era o scenă în care, gen, personajul meu stătea și venea un personaj de sex feminin uh, urmând să aibă o scenă de semi-dragoste, I guess. Uh, și îmi zicea, gândește că stai la tine acolo în cămin și auzi tocuri pe casa scării. Și eu zic, așa, și ce? Păi și la ce te gândești tu când auzi tocuri? Și eu, literalmente, mă gândesc doar la tocuri. Păi nu, boule, te gândești la f Și a avut o criză de aia. <laughs> și eu râd, dar m enervat cu aia foarte tare. La vremea respectivă m-a super enervat. Eu <laughs> am terminat cu restanțele abia în septembrie din cauza unui rahat de profesor libidinos și misogin care nu avea suport de curs. Da, oricum, nu știu, mie mi se pare stupidă chestia asta. To cu regal, da, exact. Tot cu regal ne povesti vreodată tot ce s-a întâmplat la facultate? Bă, tot nu, dar v-am mai povestit eu așa câte una alta, de ce am mai putut o în facultate? Uh, discurs de mulțumire la Oscar, m-am gândit că vreau să f*** personajul feminin, da, exact. Cum ai reușit, domnule Daniel Day-Lewis? Uh, m-am gândit că vreau să f***. <laughs> mă rog, hai să mai vedem asta. Rănit oameni făcând asta. Bă, asta e o chestie foarte interesantă și îmi pare rău că nu ești Nicolae aici lângă noi. Că noi, după ce am terminat facultatea, în speță eu și el, am fost acuzați de, de exact de ce spui tu, adică de un soi de bullying. Eu știu despre De tine, aceste miștori care n-au fost la locul lor uh, uh, și de faptul că am rănit efectiv niște oameni. Adică mm -hmm. niște oameni care au mărturisit niște foști colegi care au mărturisit că au fost. Uh, Aproape, da da, da da. da, O chestie care pe mine efectiv m-a șocat. Adică nu. Uh, nu Dacă nu că te așteptai, zic. nu te gândeai. Da, adică... nu mă așteptam pentru că eu am ținut în egală măsură. Bine, la unii îmi trai vor mai dar în general în egală măsură la toți colegii mei, știi? Și dacă au fost niște glume, la care eu sau Nicolae am râs, noi supunându-ne unul pe și pe, pe celălalt la același tratament. Adică nu nu știu cum să zic, între știu, noi nu era o chestie uh, uh, cu mănuși de statut, și, da, voi și, și, de la slab. Exact, Nu înțeleg. În înțeleg, rest, toată lumea era în același habitat. Se... De aici da. intuiam vizavi de de de, uh, de, de poziția ta. Da. Uh, uh. Pentru că și tu ești... N-am înțeles ce a zis micuțul. Ce a zis acolo? n-am înțeles. Îmi cer scuze, dar chiar poate să fiu prost. Ce că ce? Că gen... Da, mă rog, acum cred că înțeleg. Uh, aruncă cu mizerii în toată lumea, nu doar unii. <laughs> asta, gen, chestia asta e fix uh, o urmare a felului în care, gen, uh, a halului în care te aduc profesorii, știi? Te fac să crezi că tu ești cel mai bun, că tu ești la, E fix... <coughs> nu știu cum să zic. E cumva ca un cult. Cumva. Um, toți studenții sunt uh, încurajați să se bată între ei pentru atenția profesorului sau lauda profesorului sau profesoarei. Și cumva, um, prin asta, ăia care sunt în grațiile profesorului sau profesoarei, ăia au un statut aparte. Știi? E ca la, men, deci e efectiv, cum se cheamă cartea aia, Împăratul uh, um, Muștelor. E literalmente Împăratul Muștelor cu aia. Efectiv, you're the chosen one și el zis niște, bă, bă, cum îi zice, uh, bă, bă, plebi pe lângă, trine, pe lângă tine. Ei, efectiv, e ultimii plebei și atunci e, e raportul ăsta între aceste două grupuri Știi, în care ăștia gen își bat de ăia de jos, you know, and that's ok, pentru că ăia de jos n-au muncit destul, sau -au, nu sunt destul de talentați, sau nu s I am terminat de a fi asistent și... Ok. Da, e într-adevăr fain în România, că cam așa. Carol, băiatul lui Magda Catone, cel mai mare dușbea, care era în perioada liceului, mă bucur să-l văd din postaza asta acum. Băi, din ce am văzut la podcastul ăsta, pare că e un băiat uh, cu capul pe umări, Carol. Umări. Capul pe umări. Deci, profume de teatru avea în liceu două eleve preferate, iată, cu care petrecea 97% din timp și din cauza lor, probabil, nu am făcut, din cauza asta nu am făcut o piesă de teatru cap-coadă. În final, clasa a 12-a, nu a intrat niciuna din ele la facultate de teatru. Ai, a, la, am înțeles, era la liceu vocațional de la... Iată, iată, iată ce mai zic ăștia. în aceeași zonă vis-a-vis -vis de miștoarele pe care le faci uh, la adresa oamenilor, uh, dar uh, lucru pe care îl observ și la tine e că nu sunt cu răutate. Ele sunt, pentru că asta am spus de fiecare dată Nicolae când a făcut miștoare la adresa mea și chiar mi-a tăbăcit pielea în primul an. Și datorită lui știu să iau un mișto în ziua de azi, deși eu am un caracter foarte sensibil. la, da, și sensibil. Deci, de deși s-a întâmplat chestia asta, după aia, pentru că era în caracterul nostru de băiețeală, să-i spunem așa, să facem miștori, a fost o chestie care ne-a distrat și aveam senzația, în momentul ăla, pentru C că nimeni n-a fost în situația de a plânge, adică noi să-l vedem că plânge și să, sau să, zic că, să bă, continuăm stop. și să. Da. Și nici... Păi nu poți să zici așa ceva, pentru că după aia te faci de râs. Abă, coaie, ce ai? Nu poți să înduri -o, o glumă? Abă, că glumeam, ce prost ești! Ce prost ești. Uite, bă, ăsta chiar s-a supărat! Așa se întâmplă, drăguț, de-aia oamenii ăștia nu vorbesc despre chestiile astea. Și miștoarele n-au fost de genul ești grasă, ești proastă, ești prost, ești grasă... Nu, no, uh, noi, uh, catalogându-ne ca fi. Ai fost la, cu Anca la Tiforti, respect. Da, prost. Unul prost, prost unul gras, gras. Da. Unu un gras. gras și... Eu nu știu, deși și eu am fost la Tiforti în viața mea. Relația noastră a fost foarte multă de Eu știu că, da, asta, zis, eu glume asta eu Cred că și. e o deosebire foarte, nu foarte fină, e destul de clară când gluma, că asta, apropo de poziția mea, eu îmi dau seama că de multe ori cât am făcut mișto, n-am putut să mă abțin, deși nu era neapărat nevoie să fac, pentru că mi se prea gluma prea, prea bună, bună ca să nu o spun. Exact, exact. Dar uneori, victima glumei s-ar putea să fie afectată nu mai Dar tare. Dar când, când, Anca, când devine omul respectiv o victimă? Atunci pentru că când tu se invadează ești, intimitatea ești la Atunci mijloc. când uh, Nu, mă refer la, la uh, victima unei glume Da, da, da ah, okay. Atunci când, uh, când când, întreg grupul Face mișto de tine Pentru că e, e amuzant dar Întreg gen, grupul dar, Da, dar, dar nu e amuzant Adică nu știu când, cum se... Doamne mulțumesc să-mi bap... Da, literalmente This is what they fucking do se, treze, se găsește un om, în orice grupă de-asta trebuie să existe un om care e cel mai prost Și cumva servește ca suport emoțional pentru tot restul grupului Cărora le frică dacă sunt sau nu proști Și cumva zici, a, uite ce prost e ăla Bă, măcar nu la fel de prost ca ăla Ceva, bă, prostule, salut Aute, Ce mai face, bă, prostul ăla e, Literalmente asta se întâmplă, cred că se întâmplă oriunde Nu cred că e o chestie de actorie gen zic, <sus> Eu știu, tu, cred că... Tu cum... știi despre... Adică da. eram la aceeași masă, dar că nu eram în aceeași poziție. Nu e, nu mai e funny. Deseori. <laughs> Eu nu, nu mi-am luat atât de mult bullying. Tu nu ți-ai luat? Nu. A, Normal a, că asta nu. Stai în nu mai scrieți că voi sunteți acea persoană. ce chat. <laughs> că tu ai dat. Da, știu că am, am dat. -am, am dat de multe ori. Dar vreau să spun <laughs> că... tare să scoți casca <laughs> Asta dar, cu vreau să zic că e o greșeală când când faci glumele, astea să zicem că toată lumea suntem în aceeași poziție, nu știu, ce, dar e vizibil că nu mai e o glumă, ci e doar o înțepătură și doar e la adică nu mai e nu mai e haios. Adică e clar că nu mai e, haios, nu știu cum să spun, nu, nu mai e haios, e doar mm -hmm. doar că e dificil de spus așa în general, trebuie să iei un moment și să l analizezi pe ăla. De exemplu, dacă uh, uh, mă făcea pe mine cineva bă, orfan, să zicem, nu s-a întâmplat asta. Dar dacă mă făcea și ceilalți râdeau, doar pentru că râdeau aia nu înseamnă nu însemna, nu însemna că e funny. Că nu, nu e nicio dacă, construcție dacă... Scuze comică, Da, e adevărat. Există diferențe între glume, dar... E evident că într-un grup care se presupune că ar trebui să fie sudat și într-un grup cum e la teatru în care noi lucrăm cu sufletul, noi lucrăm cu corpurile, noi suntem unul, noi suntem o familie, noi suntem, ce, noi n-am avut discurs că noi suntem o familie, nu, dar ai, la alte la tine. facultăți există? Ce? Ai băgat de la tine acum, zic. Da, am băgat. Um... E evident când una dintre persoane este terorizată în continuu de glume, de farse. Dar nu e despre asta, dude. Adică, oamenii nu au de unde să știe. Eu nu vreau să. Nu știu, man. Nu vreau să fur nimănui dreptul la friendly banter. Nu mi se pare uh, 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 o problemă să existe friendly banter pe această lume. Eu zic doar, zic doar că într-o lume normală la cap friendly banter-ul ăsta ar trebui să fie făcut uh, consensually, so to speak. Adică, ar trebui să existe, ar trebui să ai, eu dacă zic, bă, ce prost ești, uite la tine ce față de prost ai, da? Ar trebui să am și conversația de, bă, eu glumesc, cum te fac glumele astea să te simți? Uh, am I crossing the line? Am I horny if I say, yes, you're horny, yes, you're very horny. La din dreapta era, era <laughs> Rafael, da. <laughs> Deci asta, cumva, e atât de simplu, dragi prieteni, nu e nimic ca... Că asta e chestia multă lume, inclusiv profesorul de la UNTC sau whatever, oameni de ăștia de pe tine, posting sau așa, o să te facă să crezi că, dom'le, dar e imposibil ce vrei tu! Cum să poate să... Cum să renunțăm la chestiile astea umane? Păi, friendly banter-ul e... Bro, e atât de simplu. literalmente e, e o chestie foarte simplă. Îți zic, ce fac, bă, mucea? Și după aia te întreb. Știi? Adică poate-mi vine odată. Dar gen, nu o să fac bă, la nesfârșit având impresia că gen, ah, you're fine and you love that. Știi, adică cred că e o chestie atât de simplă pe cât să întrebe. bă, cu aia, știi, uite, eu mai fac glume de astea. E ok, e așa, e așa, bă, dacă te-am te simțit în sol, îmi cer, scuze, uite, nu o să mai fac, dar uite, poate facem așa, dar poate faci și tu glume cu mine, dar poate, adică e o chestie umană la urmă. urmei. Asta tot ce zic este, haideți să fim oameni, dragi prieteni, haideți să fim oameni, în primul rând, tipic, oameni de viață. De, de tot felul de uh, insulte uh, care sunt uh, livrate ca și când ar fi uh, okay. sarcasm. Nu e ok să insulți, de ce? Dar e... uh, uh, da, că eu o întreb ca să înțeleg, e posibil oare ca dacă se întâmplă mai multe glume de genul ăsta? La un moment dat, să mai pierzi din vedere tu, ca victimă, să pierzi din vedere că. Uh, și să ai senzația că toate glumele sunt din același registru și că pleacă din, dintr-o răutate și. Nu, întreba. pentru că, adică, nu știu. De... Și dorește să experți în bullying? De ce întreabă chestia asta? Hai să vedem următoarea întrebare. Că nu vreau să mai vorbesc de bullying. Hai să zine de ceva juicy de facultate. Libertate și emoții, nu știu, la un dat ideile se întrepătrund și nu mai știi ce e ok să faci și ce nu e ok. Adică o lipsă de limite te... Ai senzația, ai, adică de limite, te ai senzația că ești condiționat să ai o lipsă de limite Ai senzația că ești condiționat să ai o lipsă de limite când de fapt Care pe de o parte Într-adevăr Meseria noastră e... Micuțu are discuția asta Acum nu știu ce bla Dar în același timp Micuțu a fost Gen A, a fost like Maestru de ceremonii Sau cum se cheamă anfitrion La deschiderea De la UNTC de azi Împreună cu Domnul Lucaci Da Am văzut că a zis Că pe Lucaci Vrea să-l aducă la podcast Cred că o să fie Un podcast mai interesant Când o să vină Lucaci Sunt curios ce are de zis Domnul Lucaci Gen. Hai că uite, vezi Alexa Cerese, vezi acum cum o cheamă pe tipul. E bună o lipsă de limite în meserie. A fost Lucaci? Nu, la duce din nou, așa am înțeles, că vrea să-l aducă din nou, specific să vorbească despre chestia asta. Când, în procesul de creație, când construiești un rol, este necesară o, lipsi, o lipsă de limit, ca să poți să te duci, să încerci totul și după aia să vezi ce păstrezi, nu știu ce. Dar după aia, în, într-adevăr... În... Mamă, ce muzică au pus de pe fundal, what the fuck is that? Mm. În viața, viața personală Viața de civil De miren Cum spuneau preoții Pe vremuri E greu Nu-ți dai seama Și mai ales Că ești student Și ești Da, ne îmbătăm Și ești facem, și histrionic Pentru da. că ești la actorie Și ești foarte enervant Pentru că ești la actorie da. <laughs> Știu că a fost deja Lucaci Ziceam Că am auzit Că vrea să-l aducă din nou Să vorbească specific Despre Abuzurile din UNEATC. ce. Mulțumesc Da deci și eu, adică și eu, 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 eram parte din grupul ăsta de buli și știu că în interiorul lui se, nu o să numesc numai acum că nu contează, nu era, adică nu erau doar buli ei nu erau doar buli oamenii ăștia, nu, dar erau, aveam, cumva dezvoltasem o ierarhie toxică așa în care... Dacă mai ziceți chestii horny ca niște ciudați în chatul meu, o să încep să vă dau ban, ok? Încetați în... zici că e chatul stresul, mă rog. Acum îl pun și pe la în cap. Da, ați înțeles, da? Eu... Mulțumesc. Nu știu cum a fost la tine și la Adiță, de exemplu, dar aici era, nu, nu mai era uh, pus, pus accentul pe glumă, sau nu mai era importantă gluma, era important cât poți să cari. Adică, put, uh, nu te dracu, ești prost, muie, caca, pipi. Nu mai era o construcție comică, să zicem, la mișto, <laughs> știi? și se crease această toxicitate în care și noi, că eram, între noi eram buliuiți unii de alții și era foarte interesant să vezi un om din grup care e buliuit de alți oameni care erau ierarhic, ca a stat tot mai sus în grup și după aia ei la rândul lor când erau singuri, nu mai erau ei la masă, buliau, buliuiau, la rândul lor, știi? Dar chiar tu ai buliuit vreodată? Nu cred. Adică, eu... <coughs> of, doamne, ok. Am înțeles. Bully, 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 bully. Ai și altceva. Îți dai seama că astea sunt privilegiați doar pentru că să vorbește despre asta? La mine în și erau problemele astea și în 5-8? Ce zice acolo, mai omule? Barabuli. Mâncă în barabuli. Ia, uiti pe ăștia. Aia zi. Între prietenii, prietenii ca prietenii. Fără să cadă în bagiocuri, știi? Da, asta pentru că e și un... Uh... Cred că e și lejer să transfer vina în domeniul ăsta. ne fiind ceva concret cum e chimia. Exact. E, da. e foarte simplu să zici, e vina actorului sau e vina studentului, uh -huh. nu e vina mea, a regizorului sau a profesorului uh -huh. că n-am știut să da. Și viceversa. Eu știu că da, da. Viceversa, mulți da. profesori pentru neajunsurile mele în mintea mea atunci l-am spus, mai ești prost! Neddy Sox, ce-mi dai acolo la 53-28? Da, dar... cred că în, în în ATC, așa cum l-am experimentat eu la licență la actorie, nu n-am nu primit feedback ok, adică nu prea știm să dăm feedback am învățat da. să dau feedback mai târziu la masterul de scriere dramatică uh, adică nu, nu ești prost, nu ești netalentat, pur și simplu replica aia n-are atitudinea potrivită sau, sau ai grijă, ceva nu funcționează. Da, da, nu o... avem niște termeni specifici uh, cu care să dăm feedback, așa că ajungem să ne frustrăm și să folosim trei cuvinte. Prost, netalentat și n-am. Nu da. știu care ar fi al treilea. în contextul ăla, cred că e simplu de zis, păi dumneata mai băgat în facultate. Da, că toată lumea de pe lumea asta, toți orice om care a trăit în teroarea aia adă... de trei ani de facultate de unaTC ATC, are coaile, să zic așa ceva. A, nimic tot asta e despre bullying, ăsta e singurul subiect. Păi și la 53 ce e? Cred că la 53 se trece în altceva, așa e? Până la urmă, nu? Adică eu o pro talentată. E simplu de zis dacă ai coițe, să zicem, sau dacă ești... Iată. Dar la un moment în care ești... Acum vorbim de relația profesor-student, bănuiesc, nu? Alex, ceea ce încearcă să spună persoana de mai sus este că ăștia sunt privilegiați, că au avut parte de bullying abia la facultate. Nu, dar despre asta era vorba. De bullying în general. Ce contează că... Adică nu înțeleg ce legătură are. Da, sure. Se întâmplă și în 1.4. Și în 5 8, Și așa. Păi ia să zic, ce... de ce sens are această comparație? Mă rog. De de -n... De -n... Da. Așa. Cred că e dificil pentru anumiți studenți să poată să spună asta anumitor profesori. Da. Sau să-și dea seama chiar da, da. că sunt... Da, Florin, miha, am înțeles Nu știu dacă abuzat sau maltratat, știi? Vedeți e... că aveți apă, scuzum. mă A, ah, mulțumesc Ce tare, eu muream de sete de jumătate <laughs> Cred că e dificil mm. să-ți dai seama, asta... Da, ah, mersi frumos uh... 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 Cred că e foarte dificil să-ți dai seama E un ce spectacol, scuze, tu, e, un, aș, club. e un spectacol foarte bun care a avut premiera la Cluj la Reactor, se numește Visul și se joacă în București pe 9 octombrie, care e despre hărțuirea în universități și e, mi se pare că articulează foarte multe... Oh, ok, ok, acum mă acum interesează, vreau să -am, acum parcă nu știu de ce, brus vreau să merg eu la teatru din nou, nu am avut la teatru de gen 100 de ani dintre tipurile de hărțuire, de abuz, așa, din facultățile astea de, de teatru, mai ales. Și e de să mergeți să vedeți. Da. Aș fi curios. Eu, iarăși, în discuția asta sunt complet neacoperit. Adică Cresc. eu îmi dau cu părerea de niște idei pe care încerc eu să le desprind din principiile mele, dar nu știu să zic asta e problema sau asta e soluția. Și tocmai asta cred că e o zonă foarte grea, având în vedere că e vorba de artă. E, o, e plin de nuanțe aici, să iei, să iei, ăla e vinovat, dar și ăla e vinovat, dar și -l... Exact, plus că... Dar cred că, a... ar, cred Cera. că poți să previi anumite situații de abuz și abuzator dacă ești într-o... Dacă ești înarmat cu empatie, în primul rând, să-ți dai seama, bă, dacă eu îi spun asta, mie mi-ar plăcea să fac asta, să primesc asta, să fiu rănit așa, și doi, dacă tu poți să setezi niște limite eu nu sunt ok să înghit asta de la colegul meu sau de la profesorul ăsta, chiar dacă el e profesorul meu și e autoritate. Și o să spun și o să mă coste, probabil, dar eu cu mine sunt mai ok. Ai nevoie și de, și de suport, de, de, un grup de suport. Uh, pentru că dacă n-ai niciun prieten, nu încerci să te împrietenești cu ăia răutăcioșii. Să fie acceptat într-un fel. Da. da dar, trebuie să le câștigi. Când ai încotro. Mi-am dat seama, da, trebuie să aparții. Da. Uh, Mi-am dat seama, uh, și chiar mă gândeam la asta ieri, Yeah, ok, Ai mai o întrebare vreau să mai aflu. Că veniți la podcast. Că mi-am dat seama că ce lipsea uh, în perioada în care am fost eu în facultate uh, și nu știu acum cum e. Ah, ok, da. Nu e așa de interesant, sadly. Speram să fie mult mai interesant. Ai, dragi prieteni. Sunt curios până o să deștepte societatea că situația bullying nu se poate rezolva cu vorbă bună și ceartă. Asta cam așa e, din păcate. Nici mie nu-mi place să recunosc, dar văd chestia asta. Deci zice cineva aici că sunt curios până o să, des, o să se deștepte societatea că situația bullying nu se poate rezolva cu vorbă bună și ceartă. Până nu se aplică pedepse dure celor care fac bullying, chestia asta o să continue la infinit. Bullies are stupid people and stupid people know only fear. Eu, eu, am fost de acord până la ultima, fix ultima bucată. Că bullies, I mean, în general n-aș generaliza de nimeni că they're stupid people. Um... Dar most of the times bullies are like people who Oameni care gen au trecut prin foarte multe traume Și au suferit foarte mult în viețile astea Și nu știu cum să-și manifesteze Cum să-și facă Cum să-și vindece sufletul Nu știu cum altfel să-și vindece sufletul Eu nu cred că Pedeapsa e cel mai important lucru În astfel de situații Deși e necesară E necesară pedeapsa Cred că cel mai important lucru În astfel de situații Este să privim un pic uh, Just problema Înțeleg ce vreau să spun? Mai degrabă decât să sărim la concluzie. Cred că trebuie să le putem oferi totuși uh, atât oamenilor care sunt victime, cât și oamenilor care sunt abuzatori uh, o șansă la... Uh, cum îi zicem? Cum îi zicem în asta? Reabilitare, gen, știi? Da, pedeapsa e terapia. Efectiv, terapia. Bullies are troubled people? Da, absolut. <laughs> Redemption arc nu sunt de acord, majoritatea bulilor nu sunt îmbrățișați destul la casă. Păi da, asta ziceam și eu. Nu știu cu ce nu ești de acord. Orice ar fi acolo în inimea ta care te deranjează acum, nu uita să ai grijă de tine. Cine? Eu? Cu mine vorbești? Sau vorbești cu like, un bully imaginar? Eu? Ce mă deranjează acum? Nu știu exact la ce te referi, Florimich. Da, e, e, asta, pe mine asta mă enervează, că mă... Nu știu. Mă enervează când pare că nu există nicio șansă cu aia să putem să vorbim și noi de chestiile astea omenești. Adică chiar nu e nici măcar una nu poți să îți zic, bă, "Coaie, te comporți urât." Și tu să zici, "Bă, știi ce? Poate ai dreptate. Poate ai dreptate. Îmi cer scuze. De ce mă comport eu oare urât? Păi, hai să merg la un terapeut. Este, it's all that needs to be done." Atât, este atât de simplu. Există uneori un în overlap între bullies și victims până pe la 50%. Ah, da. Păi, nu asta zic că e cumva, mi se pare, nu știu, s-ar putea să mănânc ca, dar mie mi se pare în capul meu că este un cerc vicios eu dacă am... Că e fix chestia aia, poate ați mai văzut în viețile voastre. Eu, de exemplu, am văzut-o în un de ce uh, te duci la școală, te f*** în gură un profesor, te f*** în gură, te f*** în gură, te f*** în, gură, te, f în gură, te chinui, te, f în gură, te nu știu ce, salariu mic, uh, după aia când ieși sau nu prea reușești să faci cine știi ce foarte mulți bani, te chinui, te chinui, te chinui, te chinui, te chinui, ca asta zice lumea, chinui-te, îndură, mergi mai departe, că o să fie bine. Și după aia când îți e bine, când îți e bine, tu, tu devii tu devii buliu, știi? Tu devii omul care te-a pe tine în gura cu 20 de ani. Acum tu ești de la, You know? And somehow, somehow, that's like accepted. Like, uh, uh, obiectiv vorbind, asta e ceva acceptabil și normal și ok. Asta, pe mine asta mă scoat din minți. Mi se pare absolut imbecil. Mă scuzați că vorbesc urât, dar este absolut imbecil. Și asta zic, știi? Adică doar să iei un om care e like bully sau whatever și să-l arunci în... Uh, 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 zi, în cazanul cu smoală, știi? Doar să faci chestia asta de fapt nu rezolvă problema real. Rezolvarea reală este restabilirea sau stabilirea, de fapt. Stabilirea unui fel de a comunica, prin care cât mai mulți oameni să poată, cum să zic, să-și poată dezvolta o empatie reală un un anumit nivel, oricât ar fi de mic de empatie. E fix asta, da, mă e fix comunicarea, asta e chestia. Că e o cum zicem. Eu mă definesc în cap ca asta, pe asta ca fiind comunicarea, deși înțeleg că pentru unii oameni ar putea să fie un termen prea general, dar cred că trebuie să avem o lejeritate în a comunica, cred că asta e mai important. O lejeritate în a, comunica în așa fel încât genul ăsta de probleme să fie soluționate. Adică ăla care e bully, dar trebuie să poată să zică, bă nene, why, do, why you bully me? Why you bully me? Și ăla care e the bully ar trebui să înțeleagă că uh, poate nu și-a dat seama că făcea o chestie, știi, oribilă pentru alți oameni. Închisoarele din Norvegia, da. Uh, I, was a, I was a bully în generală, puțin pe elitism, dacă putem considera așa ceva în școala generală. Ceea ce m-a făcut să-mi schimb comportamentul 100% a fost când toți colegii m-au marginalizat pentru că îi tratam ca curu. Au realizat că ei sunt mulți și că eu sunt doar unul și apoi am realizat eu ce căcat făceam. Uh. Ce am zis mai sus se referă la relațiile între peers, gen copii și adolescenți. Victims sometimes become bullies, I guess. Eu vreau ca people who do this shit să suporte consecințele faptelor lor și nu victimele să tragă după, Și nu meritau să li se întâmple toate alea, totul faci terapie din cauza lor unor oameni de căcat. Da, ok, bine, și asta, e, și asta e understandable. Aveai bullies în grupa din facultate? Bă, nu așa de pe față. Eu v-am explicat mai devreme. Cumva era... Uh, nu neapărat bully, cât erau like, trepte ierarhice, sort of, I guess. Erau trepte ierarhice în care... Unii erau mai buni ca alții și gen, nu cred că au fost, din punctul meu de vedere cel puțin, cel puțin în grupa noastră, știi, prea multe instanțe de like actual like fucking bun să vine cineva la mine, ce fac băi prostule sau whatever, știi, adică n-am avut chestii de genul ăsta, dar a existat o, o dinamică bolnăvicioasă între oameni, asta a existat cu siguranță. Nu vi se pare că experiența în școala generală, early high school years, e o traumă incredibilă la cât de răi și superficial sunt colegii overall? Da, nu doar asta. Cred că de acolo se sădește ideea, știi? Ideea că e în lumea asta, you are you either eat or you are eaten, știi? Adică ori, ori iei un cap în gură, ori dai un cap în gură și altceva nu există, știi? Ea mă enervează foarte tare gândirea asta, mă enervează incredibil de tare. Știu unde să a situat de-a lungul facultății Bă, nu știu, yeah, I... eu am avut chestia asta că I didn't really engage in it, nu știu, poate că și asta mă, că m-a dus pe mine capul așa, știi, că m-am prins de chestiile astea încă de atunci și m-am simțit așa foarte neputincios în a schimba orice, știi, adică am realizat că, like, ok, așa se întâmplă lucrurile și, gen, there's nothing I can do și cumva am mers așa pe această pe, pe, pe minimă rezistență, știi, cumva. Cred că am fost undeva pe la mijloc, I guess, cred. Așa cred eu. Existențialist de mic? Bă, chiar da, sincer, chiar da. Nu știu, mai vorbesc cu maică mea zilele astea și holy shit. Măi, vă vedea seama că eu, eu, am avut o criză existențială la cred că șase sau șapte ani, că gen nu credeam în uh, rai, iad și tot căcatul ăsta și mi-era frică că gen nu știam ce e moartea. La like, efectiv nu înțelegeam ce e moartea și urma am stat... <truz> și țin minte și acum, am avut trei nopți în care am dormit foarte puțin pentru că mă stresam, bă, ce e moartea asta, coaie? <truz> Da, existențele de mic, într-adevăr. O, doamne, da. Și ții minte, atunci am zis, genera era deja obositor. Era obositor ca dracu și am zis, aia, las, p mythology. am șase ani. La, las -o așa, cam șase ani la urma urmei, ce mă stresez atâta? Și după aia mi-a venit înapoi la vreo 20 ceva de ani. Eram like, o, nu mai pot să mai ignor chestia asta, fuck. <people> <po expert> Moartea e factura la Enel, da? Ai avut the talk? What talk? Uh, am vorbit, da, ce... Ci... <fix> Tot lumea zicea, a, ah, păi, dacă ești bun, mergi în rai. I'm like, man, bro, what the, what the fuck is wrong with you people? Nu știu, ce, niciodată n-am crezut chestiile astea. Nici rai nici moș Crăciun. Bă, dar nu, adică nu că vreau să acum să mă flexez eu, dar gen, așa, ca idee. Știi, n-am avut niciodată, n-am crezut în moș Crăciun, ever. Adică eram like, what, what? Moș Crăciun? That's bullshit. Like, it's obviously bullshit. Uh, eram diferit, da, eram... Cu siguranță eram built different. Mulți copii sunt loviți de anxietate când află că sistemul nostru solar va pieri în câteva milioane de ani prin supernova soarelui. Da, într-adevăr. Am avut și experiența asta. Eu am crezut că m-a adus barza. <laughs> da, nu știu. Că ți-ai să găsești un terapeut bun, mi-e teamă de a merge la terapeut, mi-e frică de a da peste cineva care wouldn't get me sau din partea căruia să simt o doză de nepăsare. Și dacă simți o doză de nepăsare, ce-ți care e inconvenientul? Adică, ok, e un inconvenient, ok, dar de ce asta o tragedie, gen? Adică, dă dacă e nepăsător. Oricum, nu cred că e nimeni nepăsător. Nu ți de ce ai frica asta, uh, domnule Dabija. Mie nu mi-a luat mult, dar cumva merg și pe o recomandare de la zi, de la o persoană experimentată în ale terapiei. Cred că de-aia merge la terapie? Ok, da. Ok, da, adevăr, ok, bine. My bad. My bad. Hai <laughs> că ai fost a true empath de data asta. Chiar am fost, da. <laughs> My bad, acum văd Oh, I see it now, I see it now Așa, aveți dreptate <laughs> <laughs>